pornit să pedalăm cu fratele meu prin București și am întâlnit și alți pedalaci și pedalace, chiar dacă nu prea sunt piste desenate, dar bicicliști sunt câți vrei. Noroc că e vara și traficul nu e foarte intens. Mergem pe malul Dâmboviței, râu care trece prin capitală și e o leacă mai îngrijit decât Bâcu. Nu-i așa, Dorin Chertoacă? Și tot hălăduind prin Controceni, am găsit așa minune de curte, plină de umbrele curcubecii. Orice ar fi aici, vreau și eu una. Sergiu zice că e agenție imobiliară, da? Umbrelele astea nu știu ce înseamnă. Acoperiș nesigur deasupra capului? Vrei și tu așa umbrelă? Sau nu obișnuiești să umbli cu umbrela? O haină de ploaie și ajunge. Și am ieșit iar la Dâmbovița. Sergiu m-a adus la, probabil, singura scară din București la care am filmat și noi, când eram studenți. Eu student, dar el era un puști. Ce clasă era? A 8-a, a 6-a? A 6-a sau a 6-a. Abia venise în București, da? Sau nici nu eram. Ba da, eram. A 6-a sau a 7-a. Și l-am făcut actor în filmul meu de absolvire al nostru, de fapt că și Vitalie filma, era cameraman. A fost filmul nostru de familie. Olga cu Ghenadi erau și ei pe platou, asistenți. Și culmea că n-avem nicio copie a filmului celui. N-avem e ca doar amintiri. Unii fac jogging în parc sau chiar pe străzele Bucureștiului. Acum seara e chiar minunat. Răcoare. Fain de alergat. Și de pedalat. Pedalează chiar și ăștia mici. Bine echipați, cu cască. Minunați. Lângă casca poporului. Celebra grădină publică Ceșmigiu. Vezi și băieți cu băieți, și fete cu fete, și bătrâni cu tineri. Tare exotic. Am filmat și am vrut să văd. O crezut că m-am rătăcit. În Ceșmigiu nici în prima săptămână de studenție nu rătăceam, eram ca acasă. Unde-s vremurile cele? Tatăl meu așa e de năzdrăvan, care o lampă cu bicicletă verde desenată în față. Mai, mai, mai. Eu n-am așa ceva. Și mulți alți bicicliști n-au așa ceva. Putem să leșinăm de invidie. Cartea. Doar că în timpul studenției noastre nu erau animale înțărcuite în Ceșmigiu, dar acum au băgat. Mai ales lebede tărcate. Fel de fel de rațe tărcate. Păsări în captivitate.
pentru distracția omului. Cel mai pervers și nesimțit animal. Tot îmblând prin București, m-a prins și noaptea. Am nimerit în hățișul de cabluri și de străzi bucureștene. Dacă ocazia asta mi-am întâlnit și neamurile. V-am prins.